Vă mulțumesc, domnule prefect. Un alt prieten, un alt apropiat al nostru, al comunei Grajdări, de care mă bucur mereu să-l am alături, e vorba de domnul senator Marcel Popa, pe care îl rog să spună câteva cuvinte. Bună ziua, bună ziua tuturor! Sfinții părinți, domnule prefect, domnilor primari, domnilor deputați, pentru mine este o onoare astăzi să fiu martor acestei aniversări, a 600 de ani de la înființarea Comunei Grajdări. Nu este ocazie, nu sunt ocazii dese să ai așa emoție, deoarece ce se întâmplă odată în viață, așa cum spunea cu emoție și domnul primar Zanferache, care de fiecare dată putem spune că aici, la Grajdări, suntem primiți și noi cu brațele deschise și dacă ruda dânsului îndepărtată cu siguranță este o genă undeva în ADN-ul domnului primar Neculai Zanferache, care a înnobilat Grajdurile făcând, s-a trăsând hotarele Comunei Grajduri, Costică Zanferache a înnobilat prin lucrările care le-a făcut în Grajduri, prin modernizarea Comunei, deoarece este cel mai vechi primar din Iași și cel mai harnic primar din Iași. Și dacă atunci când a venit la primărie nu era asfalt decât pe drumul județean, în centru, acum aproape că nu mai sunt străzi decât câteva care să nu aibă asfalt, apă, canalizare, care e necesară pentru comunitate, pentru confortul tuturor. Așa cum spunea domnul profesor, și vă felicit, domnul profesor, pentru o expunere deosebită, fabuloasă, așa cum spunea dumneavoastră, a trebuit câte un minut pentru fiecare an. Deja ne așteptam, dar cu siguranță mai târziu veți continua povestele despre Grajduri, care sunteți o enciclopedie vie. Cu mare drag ați spus, și eu sunt din Comarna, de peste deal, unde se termină pădurea de la Grajduri. Acolo tot sat de răzeși și așa cum spunea și domnul profesor, cine erau răzeșii, era țărani de elita lui Ștefan cel Mare. E o mândrie pentru dumneavoastră faptul că tatăl lui Ștefan cel Mare a înființat această localitate și a semnat actul de naștere. Așa cum spun de fiecare dată la toți care vin de la București sau din alte părți și ne vizitează zona, aici, la noi, în zonă, încă mai sunt sejari care l-au salutat pe Ștefan cel Mare, care l-au văzut pe Ștefan cel Mare. Nu mai sunt multe locuri în România, de asta trebuie să o prețuim, de asta trebuie să ținem la această zonă a noastră minunată, să o, totodată, să aducem investiții cât mai multe și la colegii mei deputați, domnul Macovei și domnul Sanciu, care sunt pentru, sunt aici alături, le propun ca să dăm un salar pentru a ajuta proiectul de la mănăstire. Ar fi bine pentru noi și ar fi un început, mai ales domnul Macovei ar putea să dea mai mult, deoarece este responsabil al colegiului și vrea să o păstrează, dar cum să lasă colegiul alții. Și cu siguranță vom ajuta, pentru că domnul primar a început un proiect cu Mitropolia, împreună cu partea cu Mitropolia, costurile sunt imense, dar, cu siguranță, un ajutor de la noi, cât de mic, i-ar folosi. Nu domnul primar, nu domnul Păsică. Și vin de fiecare dată, așa cum vă place dumneavoastră să spuneți la fratele meu Păsică, deoarece noi suntem aici vecini pe vecie. La mulți ani, Grajduri. La mulți ani pentru cei care poartă numele de Maria Marian și celelalte nume. Marecica și Marcel, pentru mâine. La mulți ani! La mulți ani și noastră, pentru mâine, domnul Marcel, domnul senator. Eu, în continuare, o să rog pe domnul deputat Silviu Macovei, nu numai deputat, cât și un foarte bun amic al meu, să câteva impresii. Vă mulțumesc, prea cucernici părinți, domnule prefect.
prefect, domnule primar, onorat prezidiu, doamnelor și domnilor, dragi prieteni. Mă gândeam cu ce aș putea să încep astăzi. Să știți, domnule senator, că sunteți un model pentru mine și întotdeauna în această sărbătoare iau de bun ce îmi spuneți dumneavoastră. E adevărat că, și o spun fără modestie, întâmplarea, doar întâmplarea a făcut să fiu parte a discuțiilor care au precedat și au gândit acest eveniment. Și evident, înțeleg că urmează și monografia, domnul primar este modest, dar lucrează la acest capitol. Au fost discuții lungi, frumoase, apăsătoare, dar terminate într-o notă veselă, atât de domnul primar, doamna secretar și domnii și doamnele consilieri locali. Cu toții au primit cu foarte mare bucurie această veste. Iată că și astăzi suntem mulți, suntem frumoși, suntem alături de comunitatea noastră. La fel, întâmplarea a făcut și doar, probabil și doar bunul Dumnezeu, că în urmă cu vreo 14-15 ani să ajung prima dată în comunitatea dumneavoastră și evident că m-am întâlnit cu cine altul decât cu domnul primar. La fel de suplu, la fel de zvelt, cu multe proiecte în spate și de, cu care am început să mă prietenesc, am început să construit, am început să învăț foarte multe lucruri de la domnia sa. Și iată, ne mai înțelepți după atâția ani și zic eu cu bucurie să trăim aceste momente pe care cu foarte mulți ani în urmă nu ne-am fi gândit că ne putem bucura de ele. I-am înțeles emoția domnului primar și am să vă spun și de ce. Pentru că n-am să forțez, dacă vreți, cumva istoria, însă probabil aceasta va consemna în viitor faptul că domnia sa se identifică cu această comunitate, fiind cel mai longeviv, nu cel mai vechi, ci cel mai longeviv primar din județul Iași, din luna decembrie 1989, corect, domnule primar, și până astăzi, iar cu ajutorul Dumnezeu și a domnilor voastre, cu siguranță mulți ani și de acum încolo. I-am înțeles această emoție, pentru că știu cât a pătimit, cât a suferit și nu sunt cuvinte mari, cât s-a implicat, cât a fost și este în continuare alături de tot ce înseamnă fiecare om din comunitate. De la Sfinții Părinți, la profesori, la medici, la polițiști, la oamenii simpli, la fiecare cetățean, la fiecare copil din această comunitate și chiar din comunitatea romă, care este destul de numeroasă, cu toții găsesc un cuvânt bun și o ușă deschisă la domnul primar. Vă felicit încă o dată pentru aceste momente frumoase și sunt convins că doar împreună vom reuși să sprijinim domnule profesor și această monografie. Este un efort colosal, dar mi-amintesc discuția pe care, și revin la ea, mi-amintesc discuția pe care am trăit-o cu toții atunci când ați gândit. Eu m-am nimerit doar ca invitat acest eveniment și știu că toată lumea așteaptă, dacă vreți, o Biblie a comunității. Pentru mine, monografia comunității noastre este dată de această Biblie. Îi salut în mod special pe Sfinții Părinți și am și un prieten drag acolo, care ne întâlnim aproape duminică de duminică la Hatembu, dumnealui mai des, un pic mai rar, și care împărtășesc, dacă vreți, nu doar bucurile duhovnicești, ci și ideea punerii acestei comunități, dacă vreți, pe o hartă a României. O meritați din plin, o să vă povestesc după asta ce am discutat cu părintele. Vă felicit încă o dată și să ne revedem cu bine, sănătoși, mai ales că, spunea și domnul prefect, mâine sărbătorim Mariile și Marinii, Marcelii și Mărioarele. Astăzi este o bucurie a sufletului, a intelectului. Mâine e o bucurie a noastră, a tuturor, de îmbrățișare, de descărcări, de muzică, de tot ce vă doriți dumneavoastră. La mulți ani, oameni buni, să aveți zile frumoase, le meritați din plin și ne vedem și mâine. La mulți ani, toate cele bune! Am să dau cuvântul și domnului deputat Marius Ostaficiuc. Mulți ani în urmă. Nu închideți, că mai avem. Știți cum e abia să început acum, dar în primul rând salut invitația dumneavoastră, doamnelor,
Domnule profesor, ați făcut o recomandare aici, că trebuie într-adevăr un minut pentru fiecare an, ar însemna 10 ore la 600 de ani de atestare documentară a acestui sat, acestui așezări. Am mai reținut și mesajul domnului prefect, care a spus că noi politicieni trebuie să vorbim mai puțin și să facem mai multe. Am înțeles și recomandarea domnului senator Popa de a contribui, numai că nu se poate cumpăra un colegiu doar dacă ai bani. Noi venim aici cu sufletul, ca membru al Comisiei de Buget Finanțe, oricând a fost nevoie, am fost prezent și am încurajat investițiile în județul Iași. Ăsta este rolul nostru de parlamentar. Domnia sa are mai mulți bani ca noi, adevărat, și poate cumpăra, dar nu chiar orice. Legat de colegul meu, Silviu Macovei, cred că de-a lungul timpului a demonstrat că a fost un fiu al satului, aproape de ceva timp, când sunt eu în politică și am ceva timp, de mai bine de 24 de ani, îmi dau seama că Silviu a fost prezent aici de cele mai multe ori, sprijinind toată activitatea domnului primar Zanferache. Ce am reținut eu, în schimb, în această adunare, a fost istoria foarte bine prezentată de domnul profesor. Pot să spun și eu că mi-am început ucenicia în urmă cu 28 de ani, chiar pe dealul de aici, de la Bârnăva și Poiana cu cetate, electrificând atunci zona respectivă. Așa era serviciul de atunci. Pot să spun, în schimb, că am reținut așa. Dacă Ștefan cel Mare s-a născut în 1938-39, înseamnă că această așezare este mai mare ca Ștefan cel Mare. Categoric. Este un lucru cert, dat de către documente. Pot să mai spun că acel Zanfirache din acele timpuri poate fi, într-adevăr, un strămoș al actualului primar. Nu-l poate combate nimeni. Avem documente în acest sens. Dar pot să mai spun că știu foarte bine despre Comuna Drajdul că aveți, cum spuneam și antevorbitorii mei, unul dintre cei mai longevii primari din țară, nu numai din județul Iași. Mai sunt 4 primari care au mandate consecutive de la Revoluție încoace, 4 primari, și unul dintre ei este domnul Constantin Zanfirache. Știu la fel de bine că această așezare a trecut ba pe la Vaslui, ba pe la Negrești, ba pe la Iași, ba că atunci când de fapt a fost ales domnul primar la începuturi, oamenii au cerut să aducă arhiva de la Scânteia și să dea pământurile. Știu la fel de bine că mă bucur și sunt mândru, că sunt contemporan, în schimb, cu domnul primar Zanfirache, care, necontenit, a reușit totuși să aducă plus valoare pe unității dumneavoastră. Vă urez încă o dată al 10-lea mandat, domnule primar, și cred că veți rămâne printre puțini oameni din administrația locală care puteți să vă gândiți cu acest statut de continuitate de la Revoluție și până în zilele noastre. Încă o dată mulți ani și pentru mâine, pentru aceste zile. Nu știu ce treabă are Marcel, ca și Marius, cu Sfânta Maria, dar noi ne bucurăm de chestiunea asta împreună. Eu urez la mulți ani Marianilor și Mariilor și, în primul rând, domnule primar, felicitări pentru tot ce faceți. Succes! În continuare, voi da cuvânt o părintelui Bogătaru, apropiat al nostru, la fel ca toți ceilalți preoți din parohiile din Grajduri. Dumnealui, cred că are și el câteva cuvinte de adăugat la această sărbătoare a noastră. Vă rog, părinte. Și vreau să aduc la cunoștință că în momentul în care eu am venit aici, acum 25 de ani, când am fost numit ca preot în localitatea Grajului, la prima vedere, necunoscând comuna, ca să vă spun așa cu toată sinceritatea, parcă mi-era rușine de denumirea Grajului. Ca apoi să constat că în spatele acestui nume există o istorie foarte frumoasă, de care am fost mândru atât de numele localității, cât și de Enor Iași, cât și faptul că m-am întâlnit atunci cu domnul primar și de atunci, în continuare, păstrăm o legătură foarte frumoasă și totdeauna, ori de câte ori am solicitat
sprijin pentru biserică din partea domnului primar, din partea Consiliului, totdeauna au fost ajutați, atât parohia Grajdului, cât și, cu siguranță, cât și celelalte parohii. Desigur, așa cum a menționat și domnul primar și domnul prefect, deci mâine, fiind Sfânta Maria Naștere Maicii Domnului, da, mai concret, este hramul parohiei pe care eu o păstoresc. De aceea, dacă aveți posibilitate și ocazia, cu mare drag, vă invit să vă ați parte mâine atât la slujba Sfintei Liturghii, cât și la capă frățească. Și vreau să vă aduc la cunoștință că prin cercetările pe care eu le-am făcut cu ani în urmă, la arhivă, am constatat așa, am descoperit că domnul profesor Evertoaru poate să confirme sau să infirme, dacă este adevărat, deci eu am descoperit în arhivele statului că prin adresare documentară a unei biserici aici în Grajdului a fost în 1468, dacă mi-aduc aminte bine. Deci aici, dat fiind faptul că, având în vedere întemeierea localității, fiind numeroși localnici, categoric au simțit nevoia și de a construi un locaș, adică biserica. Pentru că toți erau ortodoxi și toți îmbrățișau aceeași credință, aceeași credință în Dumnezeu. Dar fiind faptul că mâine avem o mare sărbătoare a nașterii Maicii Domnului, încă o dată doresc tuturor ca Maica Domnului, care este ocrotitoarea Sfântului locașului nostru, dar și ocrotitoarea întregului pământ al tuturor creștinilor, vă doresc multă, multă sănătate, viață îndelungată și celor care poartă numele Maicii Domnului Maria sau alte nume derivate, Maricica Maria, Marin, Marinel, Maricel sau alte nume și tuturor dumneavoastră celor care sunteți de față, vă doresc multă sănătate, viață îndelungată, pentru fericit și mulți ani. Dumnezeu să vă ajute. Domnule manager, pentru că sunt aici împreună cu domnul manager de la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Pădurei Grajului. Domnul Silviu m-a rugat să zic și eu câteva cuvinte. Noi ne cunoaștem, așa cum spunea și dumnealui, de la Mănăstirea Vadâmbu, acolo unde mergem de multe ori și unde, la fel ca și la Grajduri, Maica Domnului este cea care o protejește Sfânta Mănăstire și chiar de nașterea Maicii Domnului este hramul mare al Mănăstirii Vadâmbu. Comunitatea aceasta în care și eu am pășit din anul 2007, într-adevăr, este o comunitate foarte frumoasă. O așezare aproape de cetatea Iașului și așa cum spunea și domnul profesor, despre zona Bornea, unde eu am venit pentru prima dată ca preot, într-adevăr, este o zonă controversată din istorie, unde mulți au ieșit păgubiți, venind de la iar, de la Târgu Ieșilor sau mergând către Târgu Ieșilor. Dar, totodată, această zonă a Grajdurilor, cum spunea și Părintele Bucătaru, parohul de aici, din satul Grajduri, într-adevăr, era o zonă istorică și o zonă în care au avut, cu siguranță, loc multe evenimente. Faptul că aici erau aceste grajduri domnești, ne duce cu gândul la momente deosebite din istorie și la faptul că cei care acum sunt aici, cu siguranță sunt și urmași ai celor de atunci, pentru că au rămas o parte din ei, creindu-și aici familii, lucrând pământul și bucurându-se de tot ceea ce Dumnezeu a îngăduit să reverse prin harul Său peste aceste locuri. Este într-adevăr o comună frumoasă, dar și o comună grea. Și aici, gândindu-mă la domnul primar pe care l-am avut alături și pot spune că, deși ca și vârstă, aș putea spune că este de o vârstă cu tatăl meu, un prieten de nădejde și un om care a răspuns și răspunde pozitiv la toate
solicitările de aici din comună și este tot timpul alături, nu numai de biserică, ci și de școală, de celelalte instituții, de asta aminteam și de domnul manager care este alături de noi. Avem aici și Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță pentru Îngrajuri. Aici este la fel și Spitalul Buinova, care sunt, într-adevăr, pentru comunitatea de aici, pe de o parte, o emblemă, pentru că poți ajuta și poți susține, cumva, prin atitudinile ca și edil al comunității, aceste instituții, dar, pe de altă parte, spuneam că este o povară în plus, pentru că trebuie, cumva, să te apleci și spre aceste instituții și să ajuți ca ele să poată funcționa așa cum ar trebui. Părintele Vasile Bugătaru vorbea foarte frumos despre Biserica din Grajul, oprătită de Maica Domnului. Și dacă acest eveniment, 600 de ani de la de atestare documentară a Comunei Grajul, vedem că nu întâmplător, cu siguranță, coincide cu hramul acestui Sfânt Locaș, pentru că Maica Domnului este o ocrotitoare a noastră tuturor. Fără de ajutorul Maicii Domnului, nu putem face prea multe și ne aducem aminte de nunta din Cana Galilei, unde cei de acolo, rămânând fără vin, au fost rugați să aducă un vas de apă și Maica Domnului este cea care l-a rugat pe Mântuitorul ca să transforme, să binecuvinteze apa și să se transforme în vin, ca nunta și să se poată bucura de acel eveniment, fără cumva să fie umbriți de această întâmplare mai puțin plăcută. Și dacă celor de atunci, Maica Domnului, le-a spus, faceți ceea ce vă va zice, acest lucru îi îndemn și noi, Biserica, în general, îi îndemnăm pe toți, prietenii noștri, pentru că toți consider că fiind aici, suntem prieteni, suntem toți fiii lui Dumnezeu și cu siguranță, dacă Maica Domnului spunea că pe cei de atunci îndemna, faceți ceea ce vă va zice, să începem cu toții să facem ceea ce Dumnezeu, în general, ne spune prin Sfânta Scriptură și prin Sfânta Evanghelie pe care o ascultăm în cadrul Sfintei Liturghii și nu numai în Biserică, să începem cu toții să fim poate mai buni unul cu celălalt, să fim mai des prezenți în biserică, nu numai la evenimente de această natură, ca să ne vedem în fotografii sau, eu știu, să ne pozăm alături de autoritățile centrale și locale, ci să fim acolo unde Maica Domnului ne-a îndemnat ca să fim și să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu, de preotul pe care Dumnezeu l-a pus acolo să fie în mijlocul nostru. Și în acest fel, cu siguranță, toate lucrurile din comunitate vor merge într-o direcție pozitivă. Domnule primar, vă felicit și personal pentru ceea ce faceți pentru comunitatea de aici, din Grajduri, pentru Comuna Grajduri. Sunt multe, într-adevăr, de făcut, s-au făcut foarte multe lucruri și credem că dacă până acum ați reușit să rezistați, noi ne rugăm lui Dumnezeu să rezistați și de acum înainte. Și împreună cu iscusința pe care dumneavoastră ați dobândit-o de la Revoluție încoace, cu rugăciunile noastre ale Bisericii și cu sprijinul celor pe care îi aveți în spatele dumneavoastră, toată echipa, tot aparatul acesta din administrația locală, care cu siguranță muncesc pot la pot cu dumneavoastră, să reușiți și să reușim împreună să ducem la bun sfârșit toate proiectele, să nu lăsăm acea frumoasă biserică de la Poiana în cetate să se prăbușească de tot, să încercăm, dacă domnul Marcel Popa a spus cumva să punem fiecare umărul, cred că dacă punem fiecare umărul și părintele care a lansat cumva această dorință de a scoate la lumină această biserică, eu mărturisesc că de multe ori vizitez zona aceasta Poiana în cetate împreună cu familia, soția și cu copiii, și tot timpul băiețelul meu cel mare mă întreabă, tati, dar biserica asta de ce nu are acoperiș? Biserica asta de ce s-a dărâmat? De ce a rămas? De ce a ajuns în această stare? Și bineînțeles că
anii spun cuvântul, a trecut timpul, dar cred că este momentul ca la 600 de ani de atestare documentară a Comunei Granjuri să repunem în acest circuit al obiectivelor turistice și această frumoasă biserică și să îi redăm haina aceasta frumoasă a botezului de la început, ca să fie, cum spunea domnul dinaintea noastră care a vorbit, în întrebările lui Bucătarul, că să fie într-adevăr un plus valoare pentru comunitatea aceasta, pentru Comuna Granjuri și pentru noi toți. Pentru a ne împărtăși câteva impresii despre viața și despre istorie și despre noi. Ce mă fac eu când mi-a zis primarul înainte că trebuie să fiu foarte scurt? Un om care a scris 60 de cărți, 61, e greu să fie scurt, dar voi încerca. Vă salut, stimați domn și prieteni. Domnul Marcel ne cunoaște de o bucată de vreme. Așa cum cunosc realitățile Comunei Grajduri, cam de 55 de ani. Nu glumesc. Eram director de școală la București, am avut schimb de școală, de experiență la Valea Satului, era un domn și o doamnă era directoare și un domn, nu mai aduc aminte, dar am făcut cercetări etnofolclorice. Punct. Sunt aici în calitate, cum ar zice poetul, de triplă maestate. 1. Stimați prieteni, viața mea a hărăzit posibilitatea să umblu toată lumea, 32 de țări, să fac recorduri mondiale, să intervievez papa, președinți de stat în timpul funcțiunii vreo 10, prim-ministru 16 și primari câteva sute. Unul dintre ei este de mulți ani intervievat de mine și luat când la întrebări, când la laude. I-am zis uneori Cosache, dar nu-i place, că-i grecism, mă. Și atunci Constantin Zafirache. I-am făcut un număr special de ziar, așa printre altele, adnotăm. Eu stau cu trofeul în mână, dar ceea ce vedeți dumneavoastră, deci este ziarul care l-am consacrat astăzi. Meridianul de Iași, Vaslui, Bacău, Leova, dar el este un ziar internațional, că așa cum vedeți dumneavoastră, pleacă în cele 32 de țări alături de revista Meridianul Cultural Românesc, pe care o conduc. Am 961 de colaboratori din toată lumea. Stimați prieteni, prima, eu reprezint aici Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Peste 5.000 de oameni acolo. Și am, ca să zic așa, împuternicirea să-i confer primarului de la dumneavoastră, de la Comuna actuală Grajduri, o diplomă pentru excelență. Primarului, domnului jurist Constantin Zamfirache, primarul Comunei Grajduri, județul Iași, adăugând respectului concetățenilor săi, stima și afecțiunea noastră. Semnează președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști. Întâmplarea face ca eu să fiu și președinte pentru filiala Vaslui, să nu mă ții de mână când nu tac. Glumesc. Deci, o primă diplomă pe care, repet, este vorba de recunoaștere națională a meritelor, a conlucrării cu primarul de la Grajduri, care mi-a răspuns de multe ori la interviuri, drept care l-am cuprins într-o carte. Dumnealui are cartea asta, dar i-am mai adus-o să-i aduc aminte că acum 10 ani declara unele lucruri și dacă nu le-a făcut, a cam încurcat-o, pentru că aici rămâne, cartea rămâne. Domnule primar, ia-ți și cartea, o ai, dar ți-o mai dau o dată ca să nu cumva să uiți ce ai spus atunci. Următoarea peste 10 ani. Nu, următoarea a mea va fi anul ăsta, a 62, așa. Iar cu dumnealui lucrez să fac ceva la monografie, pentru că, repet, eu am făcut cercetări etnofolclorice în Comuna Grajduri. Eu, ca și președinte al filialei de la Uniunea Ziariștilor și ca director de grup, probabil,
Probabil că ați auzit televiziunea Vaslui. Nu se poate să nu fi auzit, că doar pe aici am trăit cu toții. Prima televiziune privată din țara românească, pe 5 decembrie 1990. În calitatea asta de președinte și director general, îi confer și eu o diplomă, trofeul competenței și omeniei, domnului jurist Constantin Zafira, ce primar al Comunei Grajdul, județul Iași, pentru contribuția la afirmarea culturii din județele Iași și Vaslui, în țară și străinătate, cu prilejul Simpozionului Internațional Omagiu Cărții și Culturii Vaslui, în ediția 11-a. Numai că această diplomă este însoțită și de un trofeu. Noi nu l-am, stimați domnul, îndrăznesc să spun că veți fi și prieteni cu mine, că atât vă trebuie. Glumesc alea. Dacă am un prieten, poate vă am pe toți, că eu vă acord din start prietenia și prețuirea mea. Un trofeu, nu l-am menționat în 2023, pentru că vreau să fie trofeul existenței domniei sale și să fie totdeauna ca balerinii tânăr și vivace și mai ales fericit. Primește trofeul. Mai am și ceva pe care ar vrea pentru toată lumea câte o floare. N-am atâtea. Dar floarea sufletului există. Asta și pentru că de ani și ani de zile eu cunosc Grajdurile, trec cel puțin o dată pe lună pe aici. Nu și pe la primar, că doar are treaba lui, eu am treaba mea. Dar simbolic, o floare pentru toată lumea de ziua Comunii și de ziua tuturor până la urmă, că Maria și Gheorghe sunt cele mai numeroase nume din țara asta românească. Și vechi și multe. Aș mai avea multe de spus, că sunt vorbăreți. Am vorbit și la 5.000 de oameni, am vorbit și cu 5 oameni. Și am intervievat pe Valea Loarei prefectul de acolo. Apropo, domnul acesta, foarte simpatic. Îmi sunteți foarte simpatic, chiar dacă n-ați zâmbit la mine. Ia uitați-l că zâmbesc și la dumneavoastră. Da, stimate domnule primar, primește și de-a treia maestate de care spuneam, aceea de prieten. Stimați oameni, stimați concetățeni. Eu umblu în 300 și ceva de primării. Să vă închipuiți că am niște prieteni destul de puțini, 8-10, dar dintre cei mai buni este acest domn pe care, iată, nu mă las să-i dau drumul de mână. Dar nu-i cenzură, e cenzură prietenească. Constantin Zafira. Vă mulțumesc, domnule profesor, vă mulțumesc mult și pentru că sunteți astăzi aici și pentru că sunteți prieteni. Vă mulțumesc că mi-ați fost aproape și un pic mai dificil. Și o să mai fi. Și pentru toți. Dragilor, avem și o surpriză, poate mai aparte de istorie, ceva mai modern. Și mulțumesc pe această cale prietenului și vecinului meu, domnul primar din Scânteia. Și vă rog să Mirela, invitați-vă. Hey!
Și așa, încă